Aș vrea ca și în seara aceasta să zicem ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin? Amin. Și binecuvântându-L pe El, El în Psalmul 115 cu versetul 15 ne binecuvintează pe noi. Și spune cuvântul acolo: fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin? Amin. Și nu este o binecuvântare mai mare, putem să primim binecuvântări de la părinții noștri. Și părinții noștri sunt în măsură și în drept să se roage pentru noi, chiar să pună mâinile peste noi și să ceară peste copiii lor binecuvântarea Domnului. Cine mă duie eu, dacă m-aș duce în familia fratelui Marțafăi și-o spune: frate Daniel, n-ai voie să te rogi pentru copiii tăi să-ți pui mâinile sau să iei în braț. Aș putea să fac asta? Nici de cum. Chiar vă sugerez. Puneți mâinile peste copiii voștri, părinților, și rugați-vă pentru ei, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Suntem preoți în casele noastre și avem acest drept din partea lui Dumnezeu și în puternicie. Și Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Amin? Amin. M-am gândit în seara aceasta cu ce să încep. Și am să vă spun de ce. Am văzut că câteodată avem obiceiul să intrăm în text dintr-o dată și în forță. Sunt unele texte, unele învățături care par mai mâncări nu așa de tare. Dar în seara aceasta, drept vorbind, învățătura din seara aceasta este puțin mai dură. Dar este bun. Cum zicem noi, este plaul principal, nu? Și la o nuntă, când te duci, și a fost duminica, cum vreo două săptămâni, nu ne-au servit cu sarmale din prima, nu? Dacă ne aducea din prima sarmale, parcă începeam să șoptim pe sub masă, pe sub ăsta, mă, ceva nu e în regulă. Ne-au pregătit pentru sarmale cu altceva. Dar tot cu mâncare. Nu ne-au adus bomboane. De aceea și în seara aceasta aș vrea să ne pregătim inimile înainte să intrăm în textul propriu-zis și aș vrea să vă aduc aminte de ceva. A doua cântare care am cântat-o în seara aceasta, vă aduceți aminte de versurile ei? Am făcut toți împreună aceeași rugăciune. Și o rugăciune foarte deosebită de cele care le facem de obicei noi în casele noastre. Am cerut un lucru care nu prea îl cerem noi de obicei. Avem o listă cu atâtea cerințe înaintea lui Dumnezeu și cele mai multe dintre ele, trebuie să le cunoaștem, sunt pentru viața aceasta. Și apoi mai rămâne un procentaj de nu știu cât, depinde de fiecare dintre noi, pentru partea spirituală. Drept e sau nu? Nu vreau să zic că este bine. Dar asta e realitatea. Dar seara aceasta, în a doua cântare, am făcut toți împreună aceeași rugăciune. Și nu este pentru trup, absolut deloc. Este numai pentru suflet. Vă aduceți aminte care a fost rugăciunea? Socru mare mi-a adus aminte. Aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine. În pribegia mea pe acest pământ, de atâtea ori când grea ispită vine, s-o biruiesc prin Sfântul tău cuvânt. Ei, aici n-am mai cerut să fim director, n-am mai cerut să fim inginer, n-am mai cerut să fim nimic altceva. Am cerut să semănăm cu Domnul Iisus Hristos. E un lucru bun. E un lucru bun. Și un lucru care place lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vă aduc aminte de ceva. Știți ce angajează această rugăciune? Domnul Iisus Hristos a spus așa: învățați de la mine, căci eu sunt blând și mai cum?
și smerit cu inima. Dragii mei, ca să ne asculte Dumnezeu din ceruri, cineva își punea odată o întrebare. Și se întreba și spunea, ce face Dumnezeu într-o vreme ca și aceasta? Acum, dacă ne punem întrebarea, ce face Dumnezeu acum? Și ce face? Dumnezeu veghează. Dumnezeu veghează. Dumnezeu veghează asupra cuvântului Lui ca să se împlinească. Și Dumnezeu veghează asupra rugăciunilor noastre și cererilor noastre care le aducem înaintea lui Dumnezeu. Și una dintre virtuțile lui Dumnezeu și din calitățile lui, știți care sunt? Spune psalmistul. Doamne, Tu asculți rugăciunea. De aceea oamenii aleargă la Tine. Ați vrea ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea? Atunci când suntem în vremuri bune, spunea psalmistul, când îmi mergea bine, a spus, sau voi spune, niciodată nu mă voi clinti. Dar vin vremuri când ne clintim. Și atunci când ne merge bine, spunem de multe ori rugăciunea de pe buze. Și dacă ne ascultă Dumnezeu și dacă nu ne ascultă, tot bine este. Dar vin vremuri de necaz și de strâmbtorare. Și când vrem vin vremurile acelea, tare interesați suntem atunci dacă Dumnezeu ne-a auzit. Suntem foarte interesați oare Dumnezeu mi-a auzit rugăciunea? Oare rugăciunea mea s-a oprit până aici? S-au trecut dincolo? Suntem foarte interesați. Dar nu numai atât. Suntem interesați dacă rugăciunea noastră l-a mișcat pe Dumnezeu. Știți că este un lucru să asculți un lucru sau să te miști. Știți că de multe ori pe Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre, dar nu mișcă cu nimic. Și nu din cauza lui, din cauza noastră. Și atunci când trecem prin necaz și primim vești rele și vești pe care nu vrem să le primim. Parcă așa ne schimbăm. Și parcă așa de interesați suntem. Doamne, oare Tu m-ai auzit? Mi-ai auzit glasul? Oare mi-ai văzut lacrimele? Mi-ai auzit suspinul? Și suntem interesați. Dar aș vrea să vă spun în seara aceasta. Dragii mei, Dumnezeu nu este ca și oamenii. Dumnezeu nu este ca și oameni. Spunea prorocul Isaia și îmi place mult această afirmație de la prorocul Isaia este așa de adevărat. Și spunea despre Dumnezeu, iată eu locuiesc, spune Dumnezeu, în locuri înalte și în sfințenie. Da. Sunt cu omul smerit, cu inimile zdrobite și să îmbărbătez inimile amărât, inimile năcăjite. Ăsta este Dumnezeu. Este bun Dumnezeu? Ăsta este Dumnezeul nostru. Și acum pentru că n-am vrut să treacă timpul, să zic, să prelungesc predica. Să știți că nu-mi place să predic lung. Deloc. Îmi place scurt și la subiect. Dar n-am vrut să intru în textul acesta pentru că aș vrea să vă spun ceva. În seara aceasta. N-aș vrea să vă predic o pocăință ieftină. Nu ne-ar folosi la niciun bucurim. Nu ne-ar folosi la niciunul cu nimic. Aș vrea să vă propovăduiesc o pocăință adevărată, cum ne spune Sfânta Scriptură. O pocăință care au trăit-o strămoșii noștri, înaintașii noștri, cei din primul veac. Pentru că aș vrea să vă spun ceva.
Indiferent ce spune vremurile din zilele noastre, indiferent ce spune societățile și cât de mult au evoluat lucrurile și inteligența omului, va veni o vreme și nu este departe, când Dumnezeu va judeca lumea și oamenii după această scriptură. Nu va judeca nici după Constituția țării în care suntem, nici după Constituția țării din care am plecat. O va judeca după cuvântul lui. Și este bine să-l învățăm și este bine să nu trecem cu vederea peste niciuna din învățături. Pentru că așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în ultimul verset care s-a citit, este un verset așa de dur. Așa de dur. Vă spun mai dinainte, spune Apostolul Pavel, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Am o întrebare în seara aceasta. Credeți că mai sunt valabile cuvintele Apostolului Pavel și în anul 2018? Dar noi suntem avansați și am avansat așa de mult și știm așa de multe față de cei din primul veac. Aș vrea să vă spun. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Noi vom trece și ne vom duce fiecare pe rândul nostru. Dar să știți că și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. De aceea aș vrea în seara aceasta să nu fiu dur. Am să încerc să aduc lucrurile înaintea dumneavoastră cu puterea sau cu vocabularul pe care l-am. Dar să fiu sigur că am înțeles chemarea la care am fost chemați. Pentru că la sfârșitul alergării noastre, fiecare dintre noi am vrea să culegem viața veșnică. Cine seamănă în firea pământească va culege putrezirea. Iar cine seamănă în Duhul va culege viața veșnică. Și noi și copiii noștri am vrea să culegem viața veșnică, așa? Atunci când va veni Domnul Iisus Hristos pe noi și nu este departe, fiecare dintre noi, fie că suntem în viață, fie că am adormit și vom învia, am vrea să fim înaintea Lui ca un rod bine copt și bine pregătit pentru împărăția lui Dumnezeu. Pavel Apostolul le vorbește galatenilor și le spune aici: zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Primul lucru care trebuie să-l învățăm în seara aceasta. Dragii mei, să poți să fii cârmuit de Duhul, de Duhul lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt, în primul rând, aș vrea să trag un semnal de alarmă în seara aceasta. Trebuie să crezi în Duhul Sfânt. Și trebuie să crezi în botezul Duhului Sfânt. Ca să poți să-L ai în tine, să poți să fii cârmuit de Duhul Sfânt. Pentru că dacă nu, n-ai cum. Dacă vă uitați în societate din vremurile noastre, auzim în fiecare zi, uitați-vă cu băgare de seamă, spune oamenii așa, ascultă vocea aceea mică interioară care te învață. Spune, ia aminte și urmează îndemnurile. Dar vocea cea mică, care de multe ori le spune oamenilor, știți ce le spune? Exact ceea ce spune aici Scriptura să nu faci. Exact aceea spune. Și nu spune ce spune mai jos Duhul, roada Duhului. Spune ce să nu faci. De cele mai multe ori vocea aceea le spune oamenilor asta să facă. Și pe oameni îi duce unde trebuie. Și ai să vezi divorțuri, și ai să vezi necazuri, copiii pe drum, și ai să vezi atâtea necazuri și atâtea suspine.
pentru că s-au luat după vocea interioară, acea mică. În primul rând, dragii mei, trebuie să ai Duhul Sfânt ca să poți să fii călăuzit de Duh. Găsim în Sfânta Scriptură despre Domnul Iisus Hristos. Știți ce spune de mai multe ori în Evanghelie despre El? Iisus plin de Duhul Sfânt. Domnul Iisus Hristos, în primul rând, El a fost pentru noi un exemplu. A fost plin de Duhul Sfânt. Dacă în zăduful zilei Domnul Iisus Hristos propovăduia Evanghelia, făcea minuni, Domnul Iisus cele mai multe ori seara se retrăgea și stătea în rugăciune împărtășie cu Tatăl și se umplea de Duhul Sfânt. Găsim în Scriptură despre Ioan Botezătorul că a fost plin cu Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii Lui. Este important și am vrut să pun accentul în seara aceasta pe acest lucru. Dragii mei, trebuie ca să fim plini de Duhul Sfânt. Ca Duhul Sfânt să ne vorbească. Duhul Sfânt să ne călăuzească. Pentru că Pavel Apostolul așa spune, zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Aceste două lucruri, spune mai jos cuvântul lui Dumnezeu în versetul 17, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că vă las pe dumneavoastră să continuați. Și vreau să aud, așa că cum nu putem să facem ce voim? N-am dreptul să fac ce voiesc? N-am dreptul să fac ce voiesc? Haideți să vedem ce spune Scriptura. O pagină în urmă. În Galateni, capitolul 2, versetul 20. Frate David, dacă vrei să ne ajuți, eu l-am aici, acum îl văd bine, aici este lumină. La munte era mai puțină lumină. Aici este lumină. Haideți să vedem ce spune aici. Să vedeți că nu putem face ce voim. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Deci am fost răstignit. Firea pământească a fost răstignită, țintuită pe cruce. Dar trăiesc. Dar nu trăiesc eu. Nu este eu vechiul acela eu care înainte își făcea de cap și îmi făcea de rușine și mă făcea de rușine. Nu mai trăiește el în mine. Nu mai el e patronul meu. Nu mai spune el ce să fac. Nu mai mă duce el la destrâu. Nu mai mă duce el la destrăbălare. Și cine mă duce? Și cine mă coordonează? Și Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, în trupul acesta pe care îl vedeți, viața care o am, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit, s-a dat pe sine însuși pentru mine. Deci dacă Hristos trăiește în mine, aș vrea să accentuez și să pun punctul pe ei, dragii mei, tineri și tinere și vârstnici. Dacă Hristos trăiește în mine, eu nu mai pot să fac ce voiesc. Știți de ce? Pentru că trebuie să fac voia lui Hristos. Dacă fac ce voiesc, înseamnă că Hristos nu este în mine. Și-aș vrea să mă duc mai departe. O întrebare pentru noi toți. Domnul Iisus Hristos a făcut ce-a voit? Văd că unii zic nu. Știți ce spune Domnul Iisus Hristos? Tot ceea ce vorbesc, tot ceea ce fac, este ce? Am văzut și am auzit la Tatăl. Credeți că atunci când Pilat acela mincinos, care a spus nu găsesc nicio vină, l-a luat și a zis dați-i acolo vreo 40 de lovituri. Credeți că Domnul Iisus Hristos, ca om, n-ar fi avut oarecum dorința să se răzbune? Credeți că atunci când l-au pălmuit soldații și l-au tras de barbă și au smuls barba și au spus, prorocește-ne cine te-a lovit?
trebuie să ca și om. Ca și om. N-ar fi avut dorința să spună nu un cuvânt. Și poate nu mai era niciunul dintre ei. Ca și om. Ar fi avut. Dar el știți ce făcea? Domnul Iisus Hristos. Făcea ceea ce i-a spus Tatăl. Să te smerești. Să te pleci. Să plătești pentru toată lumea. Gândiți-vă de multe ori, înaintașii noștri, spunea fratele George azi dimineață, au fost băgați în închisori, au fost pedepsiți, pe nedrept. Dragii mei, pe nedrept. Să știi că atunci când ești pedepsit pe bună dreptate, să știi că gândește-te numai când erai la școală și te trimitea într-un colț pe bună dreptate. Te duceai acolo în colț și de acolo te jucai și de acolo îi deranjai pe ceilalți. Erai pe bună dreptate. Dar să știți că atitudinea când erai pedepsit tot în colțul ăla, pe nedrept, atitudinea era total alta. Pentru că te răzbunai împotriva profesorului și îl considerai un om nedrept. Și era total alta, erai nervos și nu-ți plăcea. Și ai fi făcut alte lucruri. Să știți că părinții noștri sau înaintașii noștri, haideți să mergem la cei din primul veac. Atunci spune că i-a prins pe apostol prima dată și au fost bătuți. Vă aduceți aminte în faptele apostolilor ce au zis apostolii? Când au fost logodiști, ce au fost, ce au făcut apostolii? Care au fost atitudinea lor? Nu vă aduceți aminte? S-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru Iisus Hristos. Uitați-vă la atitudinea lui Petru, înainte să se lase călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Pentru ăsta, uitați-vă bine, vreau să vă aduc două atitudini diferite. Când nu s-a lăsat călăuzit de Duhul lui Dumnezeu când a venit și l-a prins pe Domnul Iisus Hristos. Acolo, când a venit Iuda, pungașul ăsta, toți pe el, ăsta. Știți ce-a făcut Petru? Vă aduceți aminte. O lua sabia și țoc. I-a ratat. Unde a vrut el să dea? O ratat. Zona. Că nu acolo a vrut să dea. S-a răzbunat. Dar nu aceeași atitudine au avut-o când o lua bătaie pentru Hristos după aceea. Două atitudini diferite. Acolo în grădină, când era, când l-a prins pe Domnul Iisus Hristos, era călăuzit pentru de firea lui pământească. Și dacă avea Petru putere mai mare, vă spun că pe toți îi rezolva de acolo. Dar după aceea s-a lăsat călăuzit de Duhul cu tot o altă atitudine. S-a bucurat că a fost învrednicit să sufere pentru Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu mai puteți face ce voiți. Dar care este voia mea? Care este voia mea? Haideți să mergem. Am spus la fratele Iosif că n-am să folosesc multe texte pentru că n-aș vrea să vă încurc. Aș vrea mai puține și mai precis. Haideți să vedeți care e voia noastră. Măcar că suntem botezați, măcar că suntem botezați în apă, măcar că suntem botezați cu Duhul Sfânt, măcar că suntem pe ani, pe calea pocăinței de ani de zile. Normal atunci când te pocăiești, zici, fira veche a răstignit. Dar vreau să vă spun ceva. Să știți că ea tot acolo este. Tot acolo este. Și spunea cineva, ai să te lupți cu firea pământească, știți până unde? Până la groapa mormântului. Până acolo. Până acolo. Și omul bătrân cu cârja, care vezi așa și zici, bă, ăsta-i mai amărât. Să știi că se luptă cu el. Are voința lui. Atâta timp când ești în viață, ai voința ta. Și de cele mai multe ori sau totdeauna, dorința ta a trupului una, și a Duhului iar. Și dă scântei. Dă scântei. Și depinde pe care dintre ele le grănești mai mult. Dacă grănești mai mult firea pământească, aș vrea să vă spun. De multe ori au zis printre noi câteodată vorba aceasta, mă, ăsta e firesc.
De unde rezultă această notă care eu dai? De unde rezultă? Ați auzit această expresie printre noi. Ăla e firesc. Pentru că poate într-o fel sau în altul îi vedem cărările, îi vedem vorbe, îi auzim vorbele, îi auzim cuvintele, îi vedem oarecum faptele. Și zice, mă, nu din Duhul. Sau vedem câte unii auzim expresia că spune, ăsta e un frate duhovnicesc. Ăsta e un frate duhovnicesc. Dar oare de unde rezultă că îl categorisim că este duhovnicesc? Și încercăm și după cunoștințele noastre îl analizăm și vedem purtarea și spunem, mă, ăsta prin felul lui de a se purta, de a vorbi, de a privi, de a gândi. De când îl cunosc eu de 5 ani, de 20 de ani, de 30 de ani, de 2 ani, ăsta e un om duhovnicesc. Știți de ce? Această mare separare între astea două, știți de unde provine? Depinde pe care îl hrănim mai mult. Când îl hrănim cu omul firesc și n-ascultăm de Duhul, aș vrea să vă spun că omul firesc, prima atitudine care o are, știți care este? Obrăznicia și aroganță. Vă aduceți aminte de Saul, care atunci când a venit prorocul să lungă în casa lui Isai, dacă nu greșesc, să lungă ca și împărat. Măi, Saul ăsta se spunea despre el că era cu un cap mai mare ca ceilalți. Am impresia că Saul s-a scumbiat. Auzi că a venit prorocul Samuel, omul lui Dumnezeu, nu sunt vrednic să stau în fața lui. S-a sprevit. Și Dumnezeu îi spune, prin Samuel lui Saul, Saule, nu e așa că atunci când te-ai văzut un mic în ochii tăi, eu te-am făcut căpetenia lui Israel? Dar a venit vremea. Când Saul a ajuns împărat, s-a văzut pe înălțit. Și-o de data asta, numai Duhul lui Dumnezeu, numai îmi dă El mie porunci, am să fac după mintea mea. Și n-a ascultat de glasul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt, pot să spun. N-a ascultat. Știți ce s-a întâmplat prima lui atitudine? Mândria și aroganța din el. Când a venit prorocul Samuel și i-a spus, Saul, ai împlinit cuvântul lui Dumnezeu? A și mințit, da, l-am împlinit. Dar ce se aude acolo, oile alea? A, poporul, da, repede vina pe popor. Dar știți ce a făcut Saul ăsta? Mai mult de atât. Uitați-vă bine cum ne tărăște trupul sau păcatul dacă n-ascultăm de Duh. A spus lui Samuel, acum vină cu mine și cinstește-mă înaintea poporului. Cum a, cu alte cuvinte, după ce n-am ascultat, am făcut după capul meu și toată adunarea știe că n-am ascultat de glasul Domnului, îi spun prorocul, îi spun frate Iosif, acum dumneata, hai și susține. Cam așa face când asculți de Duhul lui Dumnezeu. Te târăști. Și te face de rușine. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu mai putem face ce voim. N-aș vrea în seara aceasta să vă propovăduiesc o evanghelie ieftină. Pentru că în vremurile în care trăim, de cele mai multe ori se propovăduiește o evanghelie ieftină, nu mai este ca și atunci. Nu-i mai nevoie. Lucrurile alea au fost pentru atunci. Aș vrea să vă spun ceva. Ceea ce de fapt știți. Și Pavel Apostolul vine și le spune unei biserici. Mie nu-mi este greu să vă spun. Mai este un cuvânt. Dacă nu greșesc. Mai este un cuvânt. Care schimbă sensul. Mereu aceleași lucruri. Măi, dar bine era când ne-am dus la franceză. Dacă profesorul spunea odată cuvântul sau fraza și din prima îl învățam și nu mai trebuia să repet. Ce bine era. Păi învățam într-o săptămână tot. Dar dacă nu ne-o repetat și ne-o repetat și la școală ne-o repetat și îi spunea la fratele Iosif aici și de multe ori nu numai că ne-o repetat. Păi de multe ori am luat la palmă cu linearul ca să învăț că dacă nu învățam nici cum. Și nu că te ura profesorul. Pentru că ți-o repetat de 10 ori.
Eu mi-aduc aminte când am fost la franceză într-o paranteză. M-am revoltat. Am făcut mulți ani de franceză în România și la un moment dat am avut un conflict cu profesoara din cauza mea. Am ciufulit-o cum o ciufulit alții și m-au auzit și o lasă că te am la urmă. Și m-au taxat rău. Și m-am revoltat și am spus la taică meu, mă, dar ce folosește din țara asta comunistă franceză? Era prin anul 80-80 și ceva. Păi, dar cu cine vorbesc eu? Că până mi-e lasă, ne duce numai în est, niciodată în vest. Știți ce m-a pus profesorul acela? Un caiet, cred că cu 48 de file, cum era atunci, să scrie un cuvânt. Un cuvânt în franceză. Tot caietul să-l umplu și pe parte și pe altă. Aș vrea să vă spun ceva. Cred că cuvântul ăla nici în cer nu o să-l uit. Un cuvânt pe care mi l-a spus de ani ori și l-am uitat. Dar, când m-a pedepsit, cum nu vă spun, și m-a pus să scriu, nu scrie câte ori, n-am scris. Niciodată n-am să-l mai uit cuvântul acela. Pavel Apostolul vine și spune, mie nu mi-este greu, vouă vă este greu. Dacă predica care o țin în seara aceasta, duminica ce vine, dacă fratele Iosif vine și spune ceva asemănător, una, două, mi-e revoltă, frate Iosif, dar am înțeles? Păi acum ce faci? Sau invers, eu dacă fratele Iosif predică ceva săptămâna ce vine și eu după aia mai amintesc două, trei fraze din... Dar nu este învățător, nu? Am drept să învăț de la dumnealui. Băi, frate Mircea, nu-l copia, am înțeles. Apostolul Pavel a spus așa, mie nu mi-este greu să vă spun mereu aceleași lucruri și vouă vă sunt de folos. Dragii mei, învățătura ne este de folos și dacă se repetă și auzim de mai multe ori. Așa de mult m-aș bucura dacă la copiii noștri ne-am spune numai odată. Cum ne-ai spus, cum am înțeles. Întrebați-i de cei care au copii mai mici. De câte ori repet. Până la urmă, cred că de multe ori te lași tot în jală ca părinte și zici, mă, nu-ți mai spun nimic. Nu-ți mai spun și nu-ți mai dau nimic. Gata, termina. Tu te faci ce vrei tu. Te satur tu. Dar el nu se satură. Așa suntem noi. Așa suntem noi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Cartea Romanilor că măi, și la aceasta am zis că era la fratele Iosif. Să predice și dumnealui. Apostolul Pavel ăsta, știți cum? De multe ori când crede și mă refer la finerești. Băgați bine și fete și băieți, băgați bine de seamă. Crede omul de multe ori că se botează în apă, să este botezat cu Duhul Sfânt, dacă are dorința și mi-o doresc pentru toți tinerii și pentru toată adunarea, că dacă nu, n-ai cum să fii condus de Duhul Sfânt. Crezi că toate lucrurile se opresc acolo. E Apostolul Pavel ăsta care avea din belșug toate astea, face o declarație pe care, pe mine, mă, de câte ori o citesc, pur și simplu mă pune pe gânduri și zic, Doamne, dar așa e că ce găsești, ce spunea el acum 2000 de ani, eu găsesc în mine. Eu găsesc în mine. Cineva mi-a spus, mă, ca să porți cravate e păcat, să porți verighete, măi, nu le port nici pe una, nici pe alta. Dar firea asta tot aia e, mă. Nu asta o pocăiește pe fire, măi. Nu ceasul de la mână care nu-l port. Nu celularul care nu-l am. Mi-a spus un coleg, tu n-ai celular? Mă, n-am, deci aș interespect a mea. Păi n-am, păi. Dar nu-mi trebuie ce să fac cu el. Să o deranjez pe Stera aia pe mine. O să ești respect oricum. Da, e ok până la urmă. Chiar dacă n-ai. Dar aș vrea să vă spun. Nu astea ne pocăiește, dragii mei. Firea asta. Să știi că tot fire rămâne. Apostolul Pavel spune aici în Cartea Romanilor, în capitolul 7. Găsesc, dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Răul este lipit de mine. Doamne, dar cum vine treaba asta? Vreau să fac binele, vreau să ascult de glasul Duhului Sfânt.
de seamă ce spune aici. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, după Duhul care l-a în mine, care l-a înviat pe Hristos, Duhul lui Hristos care e în mine, îmi place legea lui Dumnezeu. Îmi place. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii rob păcatului care este în mădularele mele. Aș vrea să vă spun ceva. Spunea cineva, și o repet, cred că pentru a treia oară anul acesta, dar nu este greu să repet și nouă ne este de folos. Să știți că pe om, oamenii l-au educat, este mai educat ca și acum 200 de ani. În anul 1800, când a fost Renesans, era mai educat decât în epoca medievală. Și apoi mai educați decât au fost înaintașii lor. Și omul, într-o anumită măsură, comportamentului și atitudinea lui, mai pot să le îndresez prin învățătură, prin educație. Dar aș vrea să vă spun ceva. Pilat ăla de acum 2000 de ani, vicleanul acela de Pilat, să știți că el este și astăzi tot același Pilat. Natura omului păcătoasă, obraznică, încăpățânată, îngânfată, arogantă, mândră de el. Și-a luat o roată de mașină și mândră de el. Nu? Să știți că rămâne aceeași. Rămâne aceeași. Spunea cum aproape 2000 de ani Apostolul Pavel, văd în mine altă lege care se împotrivește legii Duhului lui Dumnezeu, omului dinăuntru. E o luptă, dragii mei tineri și tineri, ascultați-mă bine ce vă spun. E o luptă permanentă în noi înșine. Cea mai mare luptă nu este lupta din primul război și al doilea război mondial. Asta e zero. Asta e zero. Asta e istorie. Știți unde este cea mai mare luptă? În interiorul omului. Este o luptă și un război permanent. Permanent. Este Duhul lui Dumnezeu care te îndeamnă la pocăință, care te îndeamnă la rugăciune, care te îndeamnă la post, care te îndeamnă la citirea cuvântului, care te îndeamnă la legea lui Dumnezeu, care îi place legea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Duhul acesta vine de acolo, El purcede de la Dumnezeu și vrea să te ducă și pe tine acolo. Și lui îi place legea aceasta. El nu se războiește cu ea. Domnul Iisus Hristos niciodată nu s-a împotrivit lui Dumnezeu. Lui place legea aceea. Dar este noi. Ascultați-mă bine ce vă spun tinerilor, că sunteți la început de drum. Este noi o lege a păcatului, care legea aceasta de multe ori și de cele mai multe ori să luptă împotriva celelalte. Băgați de seamă, în vremurile în care trăim și la precesc cu fratele George, nu ești, pot să spun. În vremurile în care trăim, băgați de seamă că oamenii și sunt biserici mult, care vă vând Evanghelii ieftine. Evanghelii care spune, dragul meu, se poate și așa. Se poate și așa, se poate și fără aia, se poate și cu cealaltă. Îmi spunea cineva, poate nu știu de ce trebuie să spun acum, nu m-am gândit să spun. Îmi spunea cineva, azi, bă, nu cred că este bine să trăiești cum trăiești. Trăia cu 300 de ani de zile cu cineva. Împreună, nu-s căsătorit, nu nimic, bă, nu este bine. În România, mi-am spus, crezi că e bine să ce faci? Bă, de ce toată lumea face? Acum nu e mai ca înainte. Toată lumea face așa. Pocăință e. Poți să faci, frate. Poți să faci și aia, și cu tare, și cu tare. Uitați ce spune Scriptura, dragii mei. Aș vrea să vă spun ceva. Eu cred ce spune Scriptura. Să știți că oamenii se schimbă. Rușinea de a ne divorța, care era acum 20, 30, 40 de ani, rușinea aceea care era, astăzi și ce spune? Păi dacă nu te potrivești. Așa spune Cuvântul lui Dumnezeu. Uitați ce spune Duhul lui Dumnezeu.
faptele firii pământești sunt cunoscute. Credeți că cei galateni, cred că această epistolă era pentru mai multe biserici din Galația. Galația asta era o provincie. Și acolo erau mai multe biserici. Credeți că ei nu cunoșteau faptele firii pământești? Credeți că nu le știau? Le știi din fire. Le știi din fire că nu sunt bune și că noi aparțin lui Dumnezeu. Și totuși Pavel Apostolul le aduce aminte și zice așa. Și faptele firii pământești, versetul 19, sunt cunoscute și sunt de acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, înguibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Poate tinerii noștri nu înțeleg toate cuvintele acestea, că sunt cuvinte mai vechi sau mai cu termeni mai biblici. Dar vreau să vă spun ceva, tineri, cei care nu le înțelegeți. Cei care nu le înțelege, aș vrea să vă dau un sfat, care sunt sigur că Duhul lui Dumnezeu vă cercetează și vă vorbește. Feriți de tot ceea ce vi se pare rău. De tot ceea ce vi se pare rău. M-am luptat într-o vreme cu un gând. Și a fost în mine o luptă mare. N-am spus niciodată la nimeni. Cea mai mare luptă care am avut-o spirituală până acum. De obicei, eu sunt un om mai militaros, mai dur, cu mine însu și cu familia mea, niciodată, dar cum am băieți care sunt mai înalți ca mine. Am lăsat-o mai mare. Dar cu mine însu sunt un om, așa e firea mea, mai militaros și nu vreau să aplic la toți. Dar văzând aici, în țara aceasta, venind, primul contact cu oamenii care am văzut acolo, undeva prin centru, oameni sănătoși ca mine, tineri care nu munceau și ceșau. Și am văzut destul de des și am zis, solicitat în mine un duc de judecat. Și am zis, oamenii ăștia nu-ți merită. Ce cuvântul lui Dumnezeu, cine nu lucrează, nici să nu mănânci. O să crape toți de foame. Și m-am luptat mult cu gândul ăsta. Oamenii de genul ăsta să n-ajut. Mai spunea și un coleg, m-am dus la muncă în centru și unul mi-a cerut bani și am zis pentru ce trebuie să mănânc. Am scos seamiciul din geam, i-am dat lui, pe o axă, în port, o călcat în picioare și m-am dus, m-am dus la bar. Ăsta nu cerea să mănânce, să cerea pentru altceva. Și toate astea s-au adunat și am zis, nu merită să-i ajut. Oamenii ăștia trebuie puși la mână. Aveam dreptate în felul meu, nu? Acum trebuie să-mi dau dreptate. Aveam dreptate în felul meu. Dar am rămas surprins. A rămas surprins, băgați de seamă. Oameni care nu se declară creștini. Și asociații care nu se declară creștini. Numai de bienfezons. Să duce și să ocupă de ei. Pentru că oamenii aceștia, din punct de vedere fizic, sunt ok. Dar din punct de vedere aici și aici, aici este o problemă. Și din punct de vedere fizic, dacă ești cât un munte, nu te ajută la nimic. Dacă nu te ajută aici și aici la inimă. Și am văzut oameni care se ocupă de ei, care îi ajută, care petrec cu ei nopți. Și am zis, mă, dar oamenii ăștia, de cine sunt călăuziți? E umanism. Dar m-am uiat. M-am uiat și mi-am schimbat. Și Dumnezeu mi-a schimbat inima. Eram dur față de ei. Dragii mei, aș vrea să vă spun, să mă apropii de încheiere. Nu m-am ținut de cuvânt față de fratele Iosif să mă ierte. Dar aș vrea să vă spun, nu putem face ce voim. În seara aceasta poate am fost puțin, sarmalele au fost mai îndesate. Dar aș vrea să vă spun ceva, ce spuneam fratele Iosif acel papan. Dragii mei, pentru diagnostic e același tratament. Dacă sar peste tratament, nu scapă boală. Întrebați de cei care lucrează în medicină. Câți dintre pacienți
care știe că-s bolnav, ar ascunde medicamentele să nu le ia. Măi, dar te sună mai des să îi le duci. Eu așa cred. Păi că când am fost la spital, calmantele alea le-a apăsat o rău jumătate de oră. Zis, aia degeaba pe el. Ăsta nu zis, numai când el știe. Când am problemat de el. Am zis, dom'le, dar nu mai pot. Mi-aș lua doza aia, nu știu cum să fac cu ea. Sub... Ia-o cumva. Nu, nu se poate. Aș vrea să vă spun cuvintele acestea dure. Dar nu putem să sărim peste acest tratament și să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Nu se poate. Nu se poate. Pentru că cuvântul ne spune, dacă ascultăm de firea pământească și nu ascultăm de Duhul, măcar că suntem în biserică și botezați, ar vrea să vă spun că Împărăția lui Dumnezeu nu ajunge. Poate cineva spune acum, frate Mircea, ne-a înșirat aici faptele firii. Dar care sunt faptele Duhului? Citiți-le mai jos. Să știți că dacă te îndeamnă cineva, vocea cea mică interioară, tinerilor și părinți și toți care sunt, dacă te îndeamnă cineva din interior și spune la dragoste, nu s-o eu să merg pe stradă pe fiecare om pe care trece să-l iei în braț, că ești acuzat de altceva. Nu! La dragoste! Înțelegeți dumneavoastră ce vreau să spun. În primul rând în familie și apoi în adunare. Să știți că e Duhul Sfânt. Dacă te îndeamnă, citiți-le acolo mai jos. La bucurie, Duhul Sfânt. Nu bucuria de altceva. Să știți că e Duhul Sfânt. Dacă te îndeamnă la îndelungă răbdare, băi, dar fratele ăla nu mai merită, dar nu mai merită să-l îngădui deloc. Și dacă îți auzi vocea și zice, îți spune auzi. Și după tine, Domnul Iisus Hristos, așteptat și-o răbdat. Și după tine. Că știi că e Duhul Sfânt. E Duhul Sfânt. Apoi, dacă te îndeamnă la bunătate, așa cum am îndemnat pe mine la bunătate, v-am spus lupta aceea care am avut-o și știți ce? Știți care verset m-a chinuit într-o paranteză în lupta aceea? Mă, într-un timp am zis, Doamne, mai bine nu știam versetul ăsta. Nu știu de unde l-am apucat, dar s-au gățat cascaiul de mine. Cascaiul de mine. Dacă poți să faci un bine și nu-l faci, faci un păcat. Știți cum mă lovea versetul ăsta? În fiecare zi. Dacă poți să faci un bine și nu-l faci, faci un păcat. Păcat de omitere. Apoi, am închis paranteza. Facerea de bine, credincioșia. Blândețea, înfrânarea poftelor. Băgați de seamă, dragii mei. Foarte important înfrânarea poftelor. Vedeți că viacul din vremurile noastre și din luna octombrie dă drumul la toate, toate sunt bune și frumoase. Aș vrea să vă spun ceva. Înfrânați-vă de la tot ce vi se pare rău. Noi suntem creștini și aș vrea să vă spun și mai ales două tinerilor. Purtați cu cinste numele de creștini. Nu vă fie rușine la școală să spune, măi, dar tu n-ai încercat aia, tu n-ai încercat aia. Nu că eu sunt creștin. Nu că eu sunt creștin. Să știți că și pe noi când am fost pe vremea mea când am încercat. Oh, și de tine ori. Erau altele atunci. Nu vă faceți probleme, că avea diavolul alte scule atunci. Nu-i spuneți, măi, eu nu, că mie nu-mi place. Și te fofilezi așa. Nu că eu-s creștin. Să duce de la tine, deci nu acest ai calitate. Păziți. Împotriva acestor lucruri, o să vorbească probabil fratele Iosif altădată. Zice, nu este legea. Împotriva lucrurilor care Duhul Sfânt te pune, te împinge să le faci, ar vrea să vă spun ceva. Încă n-am auzit niciodată să fie trat la răspundere în fața tribunalului și un om acuzat pentru că a avut bunătate față de vecinul lui și i-a ajutat în acasă. Și să continuăm toate celelalte roade, nouă roade a Duhului Sfânt. Împotriva acestor lucruri, ceea ce te îndeamnă Duhul Sfânt să faci. Nu este lege. Nu este lege ca să te condamne. Dacă te condamnă, te condamnă pe nedrept. Dar nu-ți face probleme că și eu s-i fost 12 ani în pușcărie pe nedrept. Și pentru asta nu s-o revoltat, nu o să-i în sus să-i spună la Dumnezeu, ești nedrept. O stat acolo. Și Dumnezeu știa despre el. A avut treabă cu el și acolo. Nu este lege nici aici, dar știți ce este mai minunat?
chiar dacă oamenii aici ne-ar pedepsi pentru lucrurile care Duhul Sfânt nu îndeamnă să le facem, chiar dacă ne-ar pedepsi pe nedrept, știți ce este important pentru noi? Este că vine o zi, o adevărată zi a răsplătirilor, o adevărată zi, nu aplaude de la oameni în față și în spate ești, sunt ipocriți. Nu! Așa-s oameni. O adevărată zi când Dumnezeu îți va răsplăti pentru toate aceste lucruri. Dacă ne păstrăm curați și umblăm hârmuiți de Duh. Ar vrea să mă opresc aici și ar vrea să mă repet încă o dată. Frate David, pune încă o dată din Galateni, capitolul 2, versetul 20. Este pentru mine o cinste. Ascultați-mă bine ce vă spun. Este o cinste ca Hristos din cer să locuiască într-un vas de lut. Într-un vas de lut care rătăcea pe cărări pierdute. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Noi trăim. Dar nu mai trăiesc eu. Avem să avem de grijă. Noi trăim, dar nu mai trăim noi. Ci Hristos trăiește în mine. Dragii mei, aș vrea să vă întreb la încheiere. Am depășit. Trăiește Hristos în noi? Întrebare. Trăiește Hristos în noi sau nu? Da sau nu? Păi, nu să zic. Fratele Cornel, mai sigur, dar restul, trăiește sau nu? Și atunci, dacă trăiește Hristos în noi, trăim noi cum vrem? Nu. Dacă trăim cum vrem, este dovadă că Hristos nu este noi. Sunt două vorbe. Am spus că în seara asta voi fi mai dur. Și de ce? Pentru că la un moment dat trebuie să tranșăm. Ori cu una, ori cu alta. Dacă trăiește Hristos în noi, haide să umblăm ca niște fii ai luminii și așa cum Domnul Iisus Hristos a umblat pe acest pământ. Și în felul acesta vom avea parte cu El în împărăția lui Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu ca toată adunarea de aici, tot Israelul de aici și ceilalți care sunt de acasă, într-o zi să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Am să vă invit la cine să vă ridicați pe drumul cu mine în picioare. Și aș vrea să venim înaintea Domnului cu o rugăciune de încredințare în mâna Domnului. Stăm fața noastră în o săptămână, de-a lungul căreia nu știm ce vom întâmpina, dar aș vrea ca mâna bună a Domnului să fie întinsă peste fiecare dintre noi cu bună cuvință. Amin. Ne rugăm.